Prima confruntare de astăzi a avut loc între Colegiul Național Decebal Deva și Liceul Teoretic Mircea Eliade din Lupeni. Concurenții din ambele tabere s-au pregătit intens pentru confruntarea de astăzi. Suntem în fața sferturilor și având în vedere că au rămas doar 6 echipe din 18, sunt cele mai bune din concurs. Eu zic că a fost destul de echilibrat, cu unele mici sincope. Competiția de astăzi a fost mai dificilă decât mă așteptam, întrebările au fost mult mai grele, iar competitorii noștri au fost într-adevăr un adversar redutabil. Ne bucurăm că am reușit să obținem victoria, dar bineînțeles recunoaștem meritul acestora și ne așteptăm la întrebări cât mai grele în viitor și ne vom pregăti pentru concursurile viitoare. Cea de-a doua confruntare a avut loc între echipele Colegiului Național Iancu de Hunedoara și cea a Liceului Teoretic Avram Iancu din Brad. De această dată, cei mai bine pregătiți au fost tinerii de la Colegiul Național Iancu de Hunedoara, care au învins cu scorul de 29-23. Pregătită pentru victorie? Da, normal, ca de obicei. Cum v-ați pregătit? Din toate domeniile, în fiecare zi, aproape de când am aflat că am trecut în sferturi. Vă vedeți învingători? Da. Marea finală a competiției va avea loc în luna iunie. Concursul Citești și Câștigi este organizat de Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara. Concursul poate fi urmărit în direct la postul nostru de televiziune Hunedoara TV.